Bine v-am găsit! În una dintre cele mai scurte cărți ale Noului Testament, Epistola lui Iuda, pare să găsim două referințe la cărți apocrife. Aceste referințe au de-a face cu istorii oarecum interesante, referitoare la Arhanghelul Mihail sau la Îngerii Căzuți. Aceste inserări în carte Iuda par să ne dea de gândit că și anumite apocrifi ar fi valide. Pentru a găsi răspund la întrebarea de ce apar referințe la cărți apocrife în Cartea Iuda, stăm de vorbă la emisiunea Întrebări complicate, răspunsuri adecvate, cu David Goran, pastor al Bisericii Baptiste Sfânta Trime din Alba Iulia și doctor în teologie. De ce apar referințe apocrife în Cartea Iuda? E adevărat că Iuda este una dintre cele mai scurte și în același timp poate una dintre cele mai neglijate cărți ale Noului Testament, unul dintre impedimente fiind tocmai acesta. Cele două referiri care se cunosc cu privire la cărțile apocrife. Unul e Noh, versetul în care Iuda menționează că pentru ei, pentru acei învățători falși sau acei profeți mincinoși, a profețit Adam al șaptelea patriarh de la uh, uh, Enoch al șaptelea patriarh de la Adam. Uh, și acolo urmează un citat care este din apocriful unui Enoch. Apoi, ulterior, în discuția lui, amintește despre o ceartă între Arhanghelul Mihail și diavol, pe baza trupului lui Moise și se pare că am avea trimitere din nou la un apocrif, înălțarea lui Moise, apocrif care nu ne-a supraviețuit. Cunoaștem doar parțial uh, dintr-un testament al lui Moise, un alt apocrif, care ar fi o referire, de fapt, la apocriful anterior, și anume înălțarea lui Moise. Înainte de a încerca să răspundem direct la această întrebare cu privire la Iuda, este interesant să vedem că autorii Noului Testament, în totalitate, nu citează niciodată din cărțile apocrife sau deuterocanonice pe care unele biserici tradiționale le recunosc, ci culmea, deși citează din Septuaginta, cei mai mulți autori ai Noului Testament și Septuaginta înglobează aceste cărți deuterocanonice, nu găsim niciun fel de citat. Aceste cărți, unul e nou și înălțarea lui Moise, nu fac parte nici măcar din aceste cărți disputate sau cărți de autorocanonice pe care unele biserici le acceptă. Deci nu avem niciun conciliu al bisericii care de-a lungul timpului să fi validat aceste două apocrife. Eu cred pur și simplu că prin inspirația Duhului Sfânt, Iuda este familiarizat cu conținutul acestor cărți Și el de fapt validează că informația pe care o inseriază unui Enoch Cu privire la profeția lui Enoch Este de fapt ceva istoric Un fapt consemnat Ceva ce s-a petrecut cu adevărat de către Enoch Așadar dacă citim versetul prin prisma lui Iuda Înțelegem că avem de a face aici cu o profeție explicit făcută de Enoch dar care nu s-a păstrat în Scriptură. Însă, în tradițiile iudaice, această profeție era cunoscută și pusă pe seama lui Enoch. De aceea, drept urmare, Iuda amintește sau citează din ea. Ceea ce nu înseamnă că validează întreaga carte unui Enoch, ci din potrivă el, probabil și cititorii lui, fiind familiarizați cu cartea, amintește acest citat. La fel văd situația și în cazul celor de-al doilea apocrife, Înălțarea lui Moise. Probabil că acolo este o discuție, interpretările variază, fie că Iuda are sau în vedere face referire la o ceartă între Moise și Arhanghelul Mihail. Știm că Moise nu a fost îngropat ca orice om, și atunci unii presupun că ar fi vorba despre o tentație de care diavolul ar fi fost. Sau și-ar fi dorit să se folosească pentru evrei, în special, poate idolatrie, să se închine la moise, tocmai de aceea Dumnezeu preferă să rămână anonimă moartea lui și locul îngropării sale. Deci, cred că, pur și simplu, Iuda, inspirat de Duhul Sfânt, face referire la acele evenimente pentru că ele s-au petrecut în mod realmente fizic, dar nu validează cărțile respective. După cum apostolul Pavel vorbea atenienilor folosind poeții clasici din vremea lui, fără însă a le valida întreaga teologie, în același fel am înțeles că Iuda folosește anumite elemente din cărți apocrife, fără însă a le valida în totalitate.